estimați prieteni, și acum discutăm deci, despre mandatul guvernului. Iată, dacă să fim conciși, o să lecturăm prevederile acestea din Constituție. Norma constituțională, deci la articolul 103, aliniatul 1, deci statuiază faptul că durata mandatului, deci guvernului, este până la, deci, până la validarea mandatul deputaților sau deputaților noului Parlament ales. Există mai multe semne de întrebare și neclarități la acest capitol. Iată cum citesc din articolul 103. Guvernul își exercită mandatul până la data validării alegerilor pentru nou Parlament. Este claritate, este o perioadă. S-ar presupune că în această și așa, conform prevederilor constituționale, în acest interval de timp, mandatul, deci guvernul este unul plenipotențiar. Este un mandat de plin. El guvernează, altfel spus mai simplu, el guvernează. Însă, după ce expirarea acesta, după ce a fost validat mandatul noului Parlament, deja guvernul nu mai administrează treburile publice. Deci treburi uzuale, banale, acelea, deci care asigură continuitatea exercitării puterii, executive în stat, etc. Dar nu guvernează. Nu poate interveni, deci, cu propuneri de și proiecte de lege legislativă, nu poate, deci, propune proiectul legilor, deci, bugetare, dar poate ce pregăti aceste proiecte. Este limitat, vedem, în competența atribuță în acest interval de timp. Există aici importanță, necorelație. De ce? De ce vă spunem? Deoarece guvernul acesta este, acest guvern, este opera unui alt parlament. Noi știm că mandatul parlamentului este unul ce limitat în timp. Este, deci, prestabilit. Mandatul Parlamentului este de 4 deci, ani de zile. Curgerea acestor teme începe odată cu, începând cu data alegerilor și finisează la 4 ani de zile. Iată, în acest interval de timp, mandatul Parlamentului, prin unul de plin, el poate investi, deci, un guvern plenipotențial și logica formală, juridică, și aici, cu argumentele constituționale, trebuie să fie, nu poți, deci să dai ceea ce nu-ți aparține. Adică un parlament care nu are de pline puteri, după expirarea 4 ani de zile, parlamentul își exercită atribuțiile sale numai că nu îndeplinătatea acestora. Adică nu poate interveni în Constituția, nu poate amenda Constituția, nu poate adopta nici legi organice, o altă categorie infraconstituționale, nici poate, nu poate nici adopta, nici abroga nimic. Rămâne la hotărâri de Parlament și legi ordinare în acest sens. Iată, în acest interval de timp, noi observăm că guvernul, cu, de la sine putere, și-a exercitat un drept care, și mai mult după această expirare și acestui termen, deci când mai mult decât se permitea Parlamentului. Adică și-a asumat, și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului. Un Parlament care nu este plenipotențiar, cum poți să-ți angajezi răspunderea în fața? Deci și să vii de aici cu întemeiul articolului 106. Deci de aici și respectiv cu indice prim și ca să-și angajezi răspunderea asupra un proiect de lege organică. Când însăși cel care te-a deci înzestrat cu competență, cu putere, este Parlamentul. Deci puterea executivă derivă de la puterea legislativă. Și nu a avut competențele, el nu are deja competență să legifereze prin lege organice, cum poate un guvern să se asume în această situație, în acest interval de timp, deci dreptul de a-și angaja răspundere. Deci în fața Parlamentului, când acela nu are aceleași drepturi. Adică este situația incertă, înclară, de ce noi propunem o claritate, deci o amendare acestor prevederi ca să fie cu claritate un guvern poate exercita
Deci un mandat plenipotențiar numai în intervalul de timp cât Parlamentul are mandat plenipotențiar. Adică în acest interval de timp, guvernul poate deci, să-și angajeze și răspunderea în fața Parlamentului, astfel, nu am spune că forțează mâna legiuitorul și a să adopte legi organice. Iată care e situația. Situația auzibilă. Noi am avut o situație când, deja noi spuneam, în perioada aceasta de în anul 2019, în interval de timp, deja când Parlamentul, vă spuneam, mandatul lui de cu toamna a expirat, de plinătatea mandatului, guvernul își permitea luxul să vină în fața clădirii Parlamentului, să spunem figurat. Deci este că Parlamentul deci nici nu se convoca, n-a mai respectat nici prevederile și interpretările curții constituționale, în acest sens să vină, deci să-și angajeze răspunderea. Iată lucrul acesta, claritate trebuie clarificat și noi propunem în articolul 103 aliniatul 1 din Constituție să-l expunem într-o nouă redacție. Guvernul își exercită mandatul până la data expirării mandatului Parlamentului, care a acordat vot de încredere. Simplu, clar, concis. Adică atât timp cât are mandat din plin guvernul, deci Parlamentul, celălalt, atât și guvernul. Nu poate ca, deci, limitele temporale ale mandatului guvernului se exceadă, deci, limitele mandatului plenipotențial a Parlamentului. Cum spuneam la început, ceea ce ți aparține în urmă de cur, nu poți să dai. În felul așa, să conferi alte drepturi. Eu, în Legea și Viața, încă în 2019, în mai, e publicat un articol, a subsemnat Mihai Coș, abuz de drept al Guvernului și Parlamentul Republicii sau cum excepție devine regulă. Iată la acest compartiment și propune unele amendamente și inclusiv la norme constituționale și a unor prevederi legale sau regulamentare a regulamentului propriu zis și a Parlamentului pentru a clarifica lucrurile. Aici noi vom discuta și vom vedea care deci, ar fi de ajustare acestor prevederi, într-adevăr, ca să fie o viziune mai clară asupra deci, duratei mandatului guvernului.